declarație politică, master planul general de transport trebuie aprobat în Parlament, nu lăsa pe mâna unui guvern incapabil. Domnule președinte, stimați colegi, ne confruntăm cu o situație critică în ceea ce privește strategia României pentru transporturi, situație ce poate avea consecințe nefaste pe o perioadă foarte lungă de acum încolo. Pe lângă faptul că guvernul condus de Victor Ponta a întârziat nepermis de mult elaborarea master planului general de transport, acum îl și ascunde de ochii noștri și ai publicului. Fapt că noi nu știm exact conținutul documentului trimis la Comisia Europeană ne poate face să credem că Victor Ponta își dorește să ne pună în fața faptului împlinit și să ne arate doar acordul final, că nu se mai poate schimba nimic. Ori acest lucru nu poate fi acceptat, pentru că punerea în practică a acestui master plan general de transport va influența decisiv economia românească și în special pe cea a anumitor regiuni din România. Chiar dacă premierul Victor Ponta și ministrul Ioan Rus doresc să se ascundă de opinia publică și de noi, parlamentarii, trebuie să-i facem să realizeze că un asemenea document de importanță majoră trebuie discutat obligatoriu în Parlament. Vreau să vă salut pe toți, în primul rând pe Victor Negrescu și pe membrii PES Activist, pentru ideea de a sărbători ziua de 9 mai, ziua Europei. Vreau să-i salut pe colegii mei din partid și din autoritățile locale, președintele Consiliului Județean, primarul interimar. Să-i salut pe colegii mei parlamentari care se bat și susțin proiectele importante ale Guvernului, dar de fapt ale României în Parlament în fiecare zi și vă mulțumesc. În mod special să o salut pe Carmen Moldovan, să-i urez succes în calitate de președintă a Comisiei de Mediu. Săptămâna viitoare, nu, Carmen? Trebuie să ne luptăm să trecem codul silvic, ca să nu se mai taie pădurile de tot felul de firme din străinătate protejate de lobby-uri din România. Și îți urez succes, sunt convins că toți parlamentarii noștri vor fi de partea bună și vor vota pentru binele pădurilor și, de fapt, pentru binele românilor. Trei lucruri încerc să vă spun cât mai pe scurt posibil, pentru că o să plec la București, vreau să particip la toate evenimentele care țin de Ziua Europei. În primul rând, cu siguranță, cel mai important proiect al României de după 1989 a fost integrarea în Uniunea Europeană. Și sunt lucruri pe care astăzi le considerăm normale. Astăzi voi vă luptați pentru intrarea în Schengen și e foarte bine. Dar eu am avut oportunitatea, șansa, să fac parte 2001-2004 din guvernul care a negociat și a închis absolut toate capitolele pentru aderarea la Uniunea Europeană. Nu credeam atunci, în 2004, că într-adevăr vom fi membri ai Uniunii Europene cu drepturi depline. S-a întâmplat și se întâmplă acest lucru. La dezbaterea pe codul fiscal am depus un amendament important, un set de amendamente care vizează familia și la ora actuală există o formă foarte simplificată și nu prea activă de deduceri din impozitul pe salarii pentru persoane care au întreținere și alte persoane. Dar noi care avem un program foarte coerent și avem o activitate 2 ani de zile de conlucrare cu societatea civilă, cu bisericile tradiționale din România, de a avea politici coerente pentru protejarea familiei, credem că familiile mari care rămân activi, căror membrii activi sunt pe piața muncii, pe munca prestată să primească mai mulți bani. Asta ce înseamnă? Am făcut un sistem prin care de la un copil, un bătrân întreținut până la 5 persoane să aibă înlesnie, să aibă deduceri din impozitul pe salariu plătit. De la 5 persoane în sus, să nu se mai perceapă 16% pe salariul care primește. Asta ce înseamnă că persoanele cu familii mari sunt mai apreciați și rămân activi. Pentru că asta e important. Ei să rămână activi, să nu fie marginalizați de societate și ținuți numai prin ajutoare sociale. Dar totodată vorbim numai de salarii, ci sunt și familii în care nu există carte de muncă, dar există activitate independentă și atunci am
cerut prin actul normativ armonizarea acestui mecanism și la veniturile realizate din activități independente, desigur, la limitele a 1 până la 3 salarii medii. Și cred că celelalte partide, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, trebuie să răspundă la această cerere, pentru că cererea noastră este una coerentă și care spune cine este activ în România poate să contribuie la dezvoltarea societății, cine este marginalizat nu mai poate.